Vreo 50 de copii, dacă îi vedeți. Bă, lasă-o naibii de maimuță! A cedat psihic și cățelul, nu mai poate. Come to Bali. Este superb, este superb că e făcut, ești într-o oază, exact. Au venit, practic, printr-un fel, în luna de miere. Ce-am pățit? Ce înseamnă microbul Bali? Ne-a dat una peste cap, altă viață. Opa, salutare, dragilor! Eu și Giro vă salutăm de la mare și de la soare. Ne-am întâlnit cu niște români frumoși, nu știu dacă m-au auzit, dar trebuie să vă arăt ce spectacol al naturii de aici, după o ploaie bine meritată. Hai să vedeți, ăsta s-a pus la umbră, nu știu. Giro? Hello! Ei sunt inculpații, o să-i cunoașteți imediat. Și inculpatul meu e acolo, la baie. Și inculpatul ăsta, la nu știu ce face aici. Ce faci, Giro? Ce faci acolo? Ce faci acolo? Stai, stă în umbra mea, că moare de cald. Da. După cum vedeți, pe plajă sunt foarte multe mizerii, că a fost furtună pe mare, pe ocean, să zicem. Și aduce chestii de prin apă. Mamă, i-a rupt spatele, cred că o să iasă roșii. Da, ia uite, băieții s-au băgat deja la distracție. Iar băiatul nostru, ia uitați unde stă ascuns băiatul nostru. S-a ascuns aici, după Miha. Bună, Miha! Bună! Ce faci? Uite, mă oftic că nu pot să mă bag în apă. De ce? N-am costumul. Dar mă bucur oricum de peisaje. Te-am adus numai să guști. Astăzi, prima da. Dată. Dar data viitoare vin pregătită. Așa, așa. Astăzi e de taste. Mamă, da. A fost o sună mare de au venit atâtea mizerii pe aici. Așa, hai să vedeți aici, sunt vreo 50 de copii, dacă îi vedeți. Veniți de prin Surabaya și tot vă să facă poze, acum. Bă, lasă-o naibii de maimuță, mă, cu toată lumea aici, ce faceți? Aveți și portavoce, fiți atenți aici, ce e. Ia uite și pe Gironi, nu știe pe unde este. We live in Bali, actually. Tigata huni Bali. But we are from Romania. Uitați ce e aici, ce nebunie este, cât au venit. Fiți atenți. Nu știu de unde a venit, Surabaya sau Jakarta ceva. Sunt numai copii și acum vă să facă poze. E o nebunie, suntem la ocean, pe Dreamland, am făcut o baie, păcat că este și pe plajă de lizeri, gunoaie, lemne, o grămadă, a adus oceanul, din păcate, dar e frumos, apa e foarte caldă, e o nebunie. Așa că Cristina a rămas acolo, am plecat, pa! Uite pe gelos alacul de el! Nu mai știe pe unde să stea, e un pic speriat ce e aici. Say something to my people from Romania. First time here. What do you want to say? I say in 3 weeks. Say come to Bali. And 1 week in Sevilla. Come to Bali. Hai că nu suntem doar noi atracția și Dragoș e atracția aici. Și au zis că vor poză cu tine? Da, poză și a zis să găsească turist, să vorbească, să vorbească poze cu ei. L-am aici și pe domnul portavocea. Hello! Alo, alo, alo! You like in Bali? Yeah! Oh, this is so good! Așa te simți bine acum. Auzi? Da, uite. Se pare că ți-ai găsit harem aici. Ai încurcat-o. Am e haremul la mine, dacă nu m-am dus eu. Și am făcut magie, au dispărut turiștii din Java și am adus pe românii noștri frumoși aici la Ganesha. Scuzați zgomotul, dar e aglomerat pe aici.
și le place foarte mult. Am mâncat foarte bine aici și acum discutăm că suntem invitați la un party de Halloween. Voi când o să vedeți vlogul o să fie trecut Halloween-ul deja. Și până ajungem la Halloween, vedeți și voi Halloween-ul aici la Ganesha. Au făcut terasă frumos. Ne place. Și mai ales cu apusul ăsta demențial, credeți-mă, se vede mult mai bine în realitate. N-ai cum să nu iubești zona asta. N-ai cum. Am ajuns. Am filmat? Nici nu știu ce a filmat. A filmat Cristina. Nu mai știu. Hai că am mâncat. Eram cu... Mi-a venit curasao. Dar nu trebuia un pai. Și acum a venit partea a doua. După ce ați văzut ce am pățit la, cum îi spune, la plajă, ne-au înconjurat musulmanii. Au fost simpatice, am venit să mâncăm, am mâncat. Acum stăm și la povești, la suc. Se plătește, toată reclama se plătește. S-a făcut seara afară, dar uitați, e frumos, e chiar mișto. E chiar mișto. Și le-am stricat povestea, am mai zis, le-am stricat povestea. Eu am venit pentru două luni de zile, nu v-am zis. Au venit, practic, printr-un fel, în, lumea, în luna de miere, hai să zicem așa, că s-au căsătorit de curând, așa că ziceți-le casă de piatră și voi. Sau casă, de, casă în junglă, că poate sau, să sau casă în Bali. Casă sau casă în Bali, mai bine se zice, nu se mai zice piatră, casă în Bali. Așa, da? Au venit aici măcar pentru două luni și au zis, băi, mergem două luni, fiți atenți ce fac, că mi-a luat concediu două luni, nu se poate. Și le-am sticat noi toată jucăria, că acum le-am băgat în morcovul și virusul cu, băi, nene, sta, e cam mișto pe aici. Na, așa că zice ține. Venim acasă, venim acasă. Deja sunteți acasă, vă uitați la video. Venim, mamă, venim, dar mai stăm puțin. Mai stăm puțin că... Ziceți cu mai ce... Mai stăm puțin, un an, doi. Ce ați pățit de când sunteți în Bali? Ce-am pățit? Ce-am pățit? Ce înseamnă microbul Bali pentru voi? Ne-a dat lumea peste cap. Altă viață. Ne-a relaxat total. Total ne-am relaxat. This is my liber. Ne-am regăsit pe noi. Și am scăpat de tot stresul de la birou. Da, și aici ești la birou, să vezi drumul. Da, e altceva. Da, recomandăm tuturor să vină. E un alt vibe. N-ai cum să-l descrii până nu vii să-l simți. E o relaxare. Și mai ales nu put. Și mai ales nu văd, nu ne-am luat niciuna dată. Bine, abia acum au venit și nu luat, au stat până acum seminia, că abia acum au experimentat nu luatul, să vadă ce înseamnă și l-a plăcut la nebunie. Seminia, cum am mai zis noi, e chestia aia de turism. Ei n-au venit chiar ca turiști. Poate turist. Cam o seară. Da. Ei au venit, ei au venit nu luna de miere, lunile de miere. Lunile de miere. Și seminia, că e mișto, dar mai mult viață de noapte. Noi suntem mai pe natură, mai pe plaje, mai pe junglă, mai pe relax. E mișto, e mișto tare. Uitați că mai vedeți în videouri. Mai apărăm noi. Mai dispărăm, mai apărăm. Să se mutese acum în luatul, să vină în luatul, să fie mai aproape, să ne vedem mai des. Le-a arătat și pe invitatul nou, special. Mai avem un invitat aici. Unde e? Aici. De unde? De unde? L-a luat pe Giro cu noi. E mort, uitați-l la el, uitați-l aici. Nu mai face nimica, nu s-a mai mișcat. De când am venit aici, nu s-a mișcat, că l-am dus la plajă. Oh, l-am obosit, l-am zăpăcit. Săracul de el. Mamă, dacă te-a umblat, săracul. Sunt în siguranță pe papucii mei, ai văzut? Deci, dacă nu mă uitam, îl zălcam, vorbesc serios, nu mai știu că e aici. V-am zis că ăsta-i praf, uitați-l aici, l-am vrea pe sus, l-a pus lângă, lângă Cristina aici și uite-l pe el, cum stă, stă aproape că a dormit. Deja e, e praf, gata. A cedat psi și cățelul, nu mai poate. Salutare, dragilor! Am revenit cu seria de vloguri Real Estate by Drago și Cristina. Măi, vreau să vă arătăm altceva mișto. Avem un prieten bulgar, pe lângă alți mulți prieteni bulgari. Mai mulți decât români aici în Bali, cred că pare. Da, exact. Dar a construit ceva fantastic și niște bungalouri pe care le închiriază
Și acum am venit și noi și l-am văzut prima dată, ne-a zis mai de mult timp, băi, haideți, veniți încoace, bine, mai, încă mai face, încă mai construiește, astea sunt gata, ce vă arătăm acum, dar arată absolut amazing, nu știu, ne-a plăcut la nebunie cum arată și toate detaliile și toate chestiile, e foarte, foarte mișto, hai să vă arătăm. Și am zis că neapărat trebuie să vă arătăm și vouă, mai ales că sunt unice, n-am mai avut așa foarte ceva în Bali, făcut, sunt construite făcut din lemn de nucă de cocos, foarte frumos, e și rezistentă, ne-a zis Ștefan că proprietarul, bulgarul, că e din, e ca asemănător cu aluminiu. Da, e foarte, da, foarte dur lemnul de cocos. Da. Haideți să vă arătăm toată chestia, o să vă spunem și prețul. Bine, nu e un preț mic, pentru că e făcut mișto, deci e foarte și de atenția la detalii, da, exact, foarte... Dar hai să nu vă mai ținem și să vă arătăm. În primul rând o să începem cu harta, să vedeți unde ne aflăm. Ia uitați, asta e harta lumii, da? Aici e România. Ia găsești Baliu? România și aici e Bali. Ia uite, la acolo jos. Și... Ia uite unde se suntem. Un pic. De la ia degetul și undeva, dacă vedeți codița asta jos de la Bali, pe acolo pe undeva suntem noi într-un colț. Pe undeva. Da, începem cu recepția care este desprinsă din natură. E frumoasă, mai foarte frumoasă. E numai lemn aici, da. 80% lemn. Bine, nu-i terminat aici, practic, încă n-au făcut recepția cu toate detaliile, dar aici ai și niște dulapuri, uite ce frumos, e foarte mișto. Și pe aici intrăm. Deci este superb. Este superb, păi că e făcut, ești într-o oază, exact, ca într-o grădină. Aici la intrare... patru tipuri de bungalow. Aici la intrare avem... Sunt cu etaj astea, dar sunt și legate între ele printr-o ușă. Deci, practic, dacă e o familie mai mare sau mai mulți, pot lua astea două și comunică între ele. Momentan sunt ocupate, nu avem cum să vi arătăm pe alea, vi arătăm pe astea alte. Aici este o parte, are două piscine. Aici este una la intrare cu... Aici sunt două bungalouri, ăla de acolo o să-l vedeți, își fac ei, unde stau ei. Ah, stai, Cristina vrea să vă arate scaunul ăsta, nu știu de unde să filmez. Hai din partea asta să te filmez. Vreau să vedeți magie, da? Deci e foarte drăguț și foarte comod, zici că da, e din lemn, dar este extrem de comod. Și uite, te întinzi, se întinde singur, nu faci nimic, te împingi un pic în el. Și super comod, deci super, super fain e ăla. Hai să vă arătăm aici. Este... Le-au vopsit două albe în interior, chiar atât drăguț. Aici au locuit ei o perioadă, de-aia vedeți, mai există, să zicem, haine, lucruri. Toate sunt... Ia uite, candelabru. Deci ăsta s-a făcut stil Provence. Ce? Da, luminile toate sunt făcute, dar am zis, sunt toate luminile și uite, și la pat mai au acolo, ia uite. Toate astea sunt așa, detaliile la toate chestiile astea sunt foarte frumoase. Aer condiționat în toate. Și ventilator. Da, și ventilator, dacă vrei. Și ce ne-a zis Ștefan, că a cumpărat această mobilă nouă și era prea albă și a smirgăluit-o puțin. Ca să arate așa mai vintage. Vintage, da. Frumos, foarte mișto. Deschide și baia. Asta e baia. Toate băile sunt afară, însă au un fel de acoperiș ca să nu plouă. Totul e făcut din lemn. Uitați-vă cum arată robinetul la chiuvet. Da, și asta e unul din ele. Da. Hai că stai așa, așa. Ce drăguț e. Da, și duș. Și dușul. Hai că o să vă arătăm în celelalte, arată și mai bine. Asta încă mai iau, mai stau ei aici. Pentru că nu și-au terminat pe celălalt. Și hai să vă arătăm mai departe celălalt. Stinge Cristina lumina peste tot. Mi-am lăsat papuciul undeva mai încoace. Și mai mergem după colț, mai sunt încă o grămadă. Bine, este un... stă o dusoaică pe aici. Și...
să ai pe Cristina. Aici e a doua piscină cu pe parte și pe alta sunt bungalouri. Hai să vă adătăm. Hai că se era deschis. Teoretic. Că am intrat în toate. Păi nu, vezi că cred că e deschis. Nu e? A, nu mai e. Stai așa. Să le arăți cu amprenta. Stai un pic, că trebuie dat cu amprenta sau să ne zic parola. Stai așa, că la toate e așa și acum. Acum ne-a lăsat. Nu ne-au zis. Au pus cu etoade foarte mișto în care ai și amprentă și cod. Dacă vrei ca să intri, să nu fie cu cheie, să zici că ai pierdut cheie, așa, așa mai departe. Astea nu mai sunt albe, astea sunt toate lăsat lemnul natural. Toate au condiționat, tavanul înalt, da. Foarte mișto. Și uitați... Da, sunt faine detaliile. Apropo, la atenția la detalii, asta pare a fi o cărticică, dar dacă o deschizi ai și lumină. Și se face veioză. Nu, detaliile sunt foarte frumoase, uitați-vă și aici. Ăsta este un radio care funcționează, căștia-i, ea aprinde luminile. Ia uite, uite cât de frumos este și seara e superb. Și aici e lumina de sus, deci e foarte, foarte drăguț. Aici e baia. Acolo e baia, stai un pic să vadă și în partea asta la altă, e un birou aici, un mini frigider. Dulap deschis. Exact. Hai să vă arătăm și baia, că e foarte frumoasă. Asta este neatinsă, să zicem. O toaletă. Chiuveta este. Uite chiuveta, cât de mișto e din lemn. Foarte drăguț. Foarte drăguț. Dușul, totul este stil vintage. Arată super, super frumos. Simt ca în vrăjitorul din Oz, nu. Zi, Harry Potter. Magie! E faină, e foarte mișto. Gata, am închis ușa. Hai să ieși și mai încolo, să vă arătăm curtea din spate, cum ar veni. Și a doua piscină. Și a doua piscină. Și vă arătăm până pe asta altă, care e cu... De fapt nu asta, mai încolo, că aici e cineva. Cealaltă mai încolo. Uitați, deci aici are... Aia e cu etaj. Aia e normală. Și aici avem iarăși două cu etaj, trei cu etaj, una lângă alta. Deci arată super, super frumos. Hai să vedem care e deschisă, dacă a rămas, dacă nu trebuie să chemăm eu să ne deschidă, că a rămas, sunt încuiate. A, uite, aia e deschisă. Hai că merge. Hai că vă arătăm pe asta. Frumos, îmi place că toate sunt făcute cu geamuri din astea glisante și lumină foarte mare. La fel, un pat jos, un fotoliu, la fel au pus peste tot, nici nu știu cum se comodă cu chestia aia. Bineînțeles, aer condiționat în toate, asta e și un etaj unde mai ai o saltea mică pentru copii merge. Dar poți să-ți faci și altceva sus, birou sau mai știu eu ce. Haideți să vă arăt cum se ajunge sus. Și niște fotolii pentru copii mici. Aici e o saltea. Pentru un copil sau doi sau și o persoană poate să doarmă. Mă, dar știi ce bine da, stau aici ce... cafeaua dimineața? Ce fotolii simpatice are. Și de aici de sus. Foarte fain. Foarte frumos.
deci în total are 10 bungalouri și încă o să mai construiesc undeva în spate, în partea cealaltă. O să... două luni a zis că sunt gata, o să vi-l arătăm până și pe alea, dar arată super fain aici. Și n-am mai găsit un lagă. Ia, și ei sunt prietenii noștri care au stat și au făcut toată chestia asta aici. Sunt fetele lor. Aici... exact. Aici își fac ei. Tot așa este, cu un etaj foarte mișto, dar asta e încă în construcție, mai am dormitor acolo. Astea mai durează un pic până sunt gata, dar e frumos, e foarte mișto, e foarte fain. Și mai e o cameră acolo, hai să vă arătăm și pe aia. Oh, fac pe anul ăsta, aici e un fel de living, dar se lucrează, sus va fi un fel de dormitor, aici este o altă cameră, mamă ce mișto e și asta, foarte, foarte mișto, asta o să o facă pentru ei și pentru fete, foarte mișto. Iar în partea asta la altă va fi baia, care e în construcție deocamdată. Și asta o fac pentru ei. Tot aici, în tot complexul ăsta.